Bun găsit, vă spune Dan Cojocaru, la o nouă întâlnire cu emisiunea City Break. Sper că suntem cu toții sănătoși și salutăm o ediție specială pe care o dedicăm zile de 25 octombrie, ziua Armatei Române, dar și ziua de naștere a regelui Mihai I. Voi prefața această emisiune cu niște cuvinte pe care mi le-am amintit, spuse de marele băi Nichita Stănescu. El aducea în discuție o zicală românească: nu mor caii când vor câinii. De altfel, zicea poetul, Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia călare pe un cal și nu călare pe un câine. Păi nu mor caii când vor câinii. Și de altfel, Mihai Viteazul a intrat la Alba Iulia de încălare pe un cal, iar nu de încălare pe un câine. Și pentru că este o emisiune de istorie, avem un invitat special. Istoric. Doctorul în istorie, Teodor Burnar, istoric și scriitor. Bine ai venit, Teodor, la City Break și bine ai revenit la Metropola TV. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Teo, dacă mi-amintesc bine, Nicolae Iorga împărțea lumea în neamuri călărețe și neamuri călărite. Am avut noi cai frumoși, dar după părerea ta am fost un popor călărit sau călăreț? Fără îndoială, marele nostru istoric avea darul cuvintelor, așa că a scocit, să spunem, o expresie care poate fi interpretată în multe sensuri. Nu aș vrea să intru în jocul acesta lingvistic și să spun poate ceva derogatoriu. Cu siguranță însă în istorie am avut și momentele noastre în care am fost, cum spunea Grigore Ureche, sub imperiul răutăților aici la Răscruce, da? Și istoria, din păcate, ne-a mai jucat feste, dar în același timp am avut și perioadele noastre și nu puține de glorie în care am supraviețuit și iată dăinuim. Pentru că ai adus în discuție numele unui cronicar, să mergem în Evul Mediu, acolo unde putem vorbi deja de forțele noastre militare, oastă se numea. Armată, încă eram în o titulatură slavă. Hai să punctăm câteva dintre momentele în care oastea română, că era din țara românească, din Moldova sau din Ardeal, a făcut istorie. Probabil că momentul care tuturor ne răsare în minte ar fi Posada la 1330, pentru că este momentul definitoriu pentru ceea ce se numește țara românească. Atunci Basarab I a întâmpinat cum se cuvine, să zicem așa, invadatorii maghiari al lui Carol Robert de Anjou la Posada, pe care istoricul Constantin Giurescu o așeza undeva între Curtea de Argeș și Sibiu, locul încă nu este foarte clar. Cert este că românii atunci și-au arătat forța militară, au fost inteligenți, au știut să își apropie natura și terenul și, după cum știe toată lumea, din acel moment s-a putut vorbi despre independența țării românești față de regatul maghiar, care ne-a lăsat în pace mulți ani de zile. Apoi, mergând un pic mai departe, asediul cetății Marienburg, dacă vorbim despre Moldova, lui Alexandru cel Bun, acolo moldovenii încă o dată și-au arătat vitejia și valoarea împotriva forțelor cavalerilor teutoni, noi sprijinind la acel moment aliatul polon. Acestea ar fi două momente, să spunem. Cu permisiunea ta m-aș gândi și la faptul că atunci românii, moștenii români, se luptă cu niște armate în armuri, se luptă cu niște armate bine puse la punct din punctul de vedere al tehnicii ofensive. Dar mai deschidem sau intrăm într-un front, frontul anti-otoman, în Cruciada Târzie, unde ea spune că am câștigat bătălii, dar pe termen lung niciodată război cu Imperiul Otoman. Care ar fi momentele însă importante pe care să le reamintim telespectatorilor? Putem, în primul rând, să punctăm figuri de mari voievozi care au dus această luptă interminabil aproape cu otomanii, care erau marea putere în acea perioadă în partea noastră de Europa, cel puțin. Bineînțeles că ne gândim
la Mircea cel Bătrân, ne gândim la nepotul lui, Vlad Țepeș, ne gândim la Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul. Și într-adevăr, de fiecare dată când, să zicem așa, retezam un cap al balaurului, apăreau încă două. Cred că asta e metafora potrivită. Chiar avem cazul lui Vlad Țepeș, care mărturisea într-o scrisoare către Matias Corvin, dacă nu mă înșel, că a ucis 25.000 de turci. Deci dacă nici Țepeș, după ce a ucis 25.000 de dușmani, nu a reușit să învingă Semiluna, înseamnă că, din păcate, nu aveam istoria împotriva noastră, nu puteam să... Și să mai spunem că voievozii sunt comandanții armate. Da. Ți-aș propune să parcurgem pe repede înainte niște etape și ajungem la formarea armatei moderne, adică Alexandru Iancuza și imediat după el Carol I. Și hai să punctăm, deci la 1859 noiembrie, Cuza constituie statul major al armatei. Chiar în noiembrie suntem aproape de aniversare, pe 12 da, noiembrie. Da. Cred că și-ar fi dorit foarte mult să poarte războiul pe care l-a purtat Carol I. Războiul de independență. Revin un pic la figura lui Alexandru Ioan Cuza, care în aceste zile chiar este sărbătorit printr-o expoziție specială la Muzeul Național de Istorie a României. Vă invit să... am avut ocazia să merg la vernisaj. Alexandru Ioan Cuza este omul care pune bazele statului român modern, folosind un clișeu. Este ctitorul multor instituții. Mă gândesc și la cele de cultură, da? Universitate și educație, în primul rând. Dar și la autorități. El a unificat administrația românească, de asemenea armata, a unificat armatele și practic el a pus bazele armatei române din contemporaneitate, să zicem. Nu ai impresia că Alexandru Ioan Cuza e trecut puțin în uitare în zilele noastre și îi se atribuie foarte multe lui Carol I, dar Carol totuși a moștenit matrițele pe care le-a lăsat Alexandru Ioan Cuza? Da, cred că îl uităm destul de ușor pe Cuza și avem așa o datorie morală față de el să ne-l aducem aminte și să-l așezăm acolo unde merită. Revenind la armată, pentru că trebuie să fim, iată, echidistanți, nu putem să fim doar laudativi, trebuie să recunoaștem și că detronarea lui Cuza și plecarea lui în exil s-au datorat unei trădări din partea anumitor membri ai armatei, mai ales cei care erau însărcinați cu baza personală a lui Cuza, să nu uităm și asta, ca să fim corecți. Da. Trecând la mai departe la succesorul său, la Carol I, Carol I are și șansa istorică, dar și marele merit de a fi figura tutelară a războiului de independență. Ne aducem aminte expresia sa pe câmpul de bătălie, asta e muzica ce îmi place, atunci când un obuz se spune că ar fi căzut foarte aproape de el, deci o figură cu mare curaj, și un german care a fost mult mai român decât alți români. Aș vrea să rămânem puțin la momentul 30 august 1877, când, cu ocazia zilei țarului Alexandru al II-lea Romanov, este ordonată o bătălie pentru care nu suntem foarte pregătiți în momentul acel puțin la capitolul tactic și, din păcate, 30.000 de români au murit pentru gloria unui țar care nu ne-a vrut niciodată bine. Da, mai ales că noi am fost niște aliați de conjunctură. Se semnase înainte de războiul de independență o convenție la Livadia, în Crimea, la care prim-ministru Brătianu insistase asupra neamestecului, mai ales în teritorialitatea, da, în granițele României. Numai că rușii, deși ne-au cerut ajutorul la greu, după aceea s-a văzut că au făcut exact invers de ceea ce își asumaseră și ne-au răpit niște județe, da, 3 județe din sudul Basarabiei. Revenind la momentul Plevna, pentru că la el te refereai, da, pentru gloria țarului, din păcate au murit foarte mulți români, dar în același timp românii au arătat că fără ei războiul de independență
în cazul nostru, dar războiul contra turcilor în cazul rușilor ar fi fost un eșec și intervenția noastră a fost decisivă, mai ales că regele nostru, ulterior regele nostru, da, domnitorul Carol I, a avut bărbăția de a își impune comanda, pentru că el era un subaltern la acel moment al marelui comandant rus, al ducelui Nicolae. Armata română, practic, își, spunem într-un, mă rog, în expresie comună, botezul focului se constituie ca o armată importantă, dar mie mi s-a părut întotdeauna că un examen pe care l-am trecut cu bine a fost momentul 1913, războiul, al doilea război balcanic. Odată, pentru că puterea de mobilizare a armatei a fost fantastică, viteza cu care a reacționat armata română, și practic am ajuns la Sofia fără să se tragă prea multe focuri. A existat, și aș vrea să analizez tu acest moment, a existat posibilitatea ca noi să fie anexat și Bulgaria. A existat. Totdeauna există astfel de momente în care balanța se poate înclina în orice parte în istorie. Asta spun, scuze-mă, pentru o secundă de întrerupere. Pentru că noi am avut o politică întotdeauna și o doctrină, chiar dacă n-am conștientizat-o în vremurile de demult, defensivă. Dar cred că în momentul 1913 ne pune pe tavă un teritoriu. Da, și obținem în urma acelui al doilea război balcanic cadrilaterul, sudul Dobrogei. Dar, într-adevăr, ambițiile noastre au fost măsurate și, așa cum se spune, cea mai periculoasă clipă este clipa victoriei. A existat echilibru și maturitatea în mijlocul clasei noastre politice de a nu forța mai mult decât s-a putut. Dar trecând mai departe, din păcate, acest moment ne-a servit rău pentru primul război mondial, fiindcă vom ajunge în discuție și la momentul Turtucaia. Cumva ne-am supralicitat puterile după 1913, astfel încât 1916, toamna ne găsește nepregătit. Și avem, după ofensiva victorioasă din primele stagii ale războiului nostru în Carpați, dincolo de Carpați, avem la sud contraofensiva bulgaro-germană, trupele lui Mackensen, care, din păcate, contribuie decisiv la înfrângerea noastră la Turtucaia. Un fiasco care rămâne, din păcate, o pată neagră în istoria armatei noastre. Avem momentul 1917, avem intervenția misiunii militare franceze, ne repunem pe picioare și ajungem la momentele de glorie ale primului război mondial, Mărăș, Mărășeș și Oituz. Cum este armata română în momentul în care renaștem, practic, național? Este o armată reînsuflețită după acea ofensivă de care spuneam, o ofensivă patriotică de recuperare a Ardealului. Avem momentul regrupării, l-ai invocat pe generalul Bertlo, sau Burtălău, cum Burtălău, spuneau cum românii. Da. Și cu ajutorul acelei misiuni franceze, noi suntem reorganizați și reechipați, foarte important, și avem acel moment stelar, bătălia Moldovei, cum i s-a spus, la Mărești o bătălie ofensivă, celelalte două defensive, și iată trei bătălii în care, deși au fost mari pierderi umane, inspirația, chiar și ajutorul divin au făcut diferența, inspirația generalilor noștri. Aș aminti pe generalul Eremia Grigorescu, în primul rând, dar și alții. Și a fost momentul probabil decisiv pentru soarta României Mari. Pentru că după aceea, la acel moment exista ideea inclusiv retragerii guvernului și regilor în Rusia. Tezaurul deja plecase către Moscova, dar iată că nu a fost cazul și istoria ne-a zâmbit în acel moment. Pentru că tot ai rostit un cuvânt sensibil, tezaur.
Crezi că va mai fi vreodată posibilitatea măcar a recuperării unei părți a tezaurului României? Mi-e greu să cred, pentru că, din păcate, mentalitatea actualilor conducători ai Rusiei nu pare să fie foarte departe de mentalitatea bolșevicilor. E o realitate geopolitică, astfel încât da, putem să fim idealiști, dar nu trebuie să fim naivi. Ne dorim, dar cel mai probabil, mare parte din ceea ce s-a dus la Moscova este acum pierdut. Da, crezi că nu e vina și a conducătorilor români de-a lungul timpului? Cred că ultimul care a pus colateral problema a fost Nicolae Ceaușescu. Da, dacă nu mă înșel, chiar de la prima discuție, în calitate de șef de stat cu oficialii sovietici, a adus această, a fost așa un icebreaker foarte, foarte dur. Nu le-a venit să creadă sovieticilor că se aduce în discuție problema tezaurului. Ar trebui, la un moment dat, dacă se vor relua relațiile la un nivel acceptabil, să fie pusă pe masă și această problemă, fără de el. Un răspuns probabil la fel de conservent politicos sau dur din partea noastră. Nu cred că domnul Lavrov este foarte încântat de subiect. Pe foarte multe monumente, cred că majoritatea monumentelor, vedem anii de război 1916-1919. Cred că dintr-un reflex, ca să încetățenii, probabil că e și, mă rog, lacuna multor profesori de istorie din școli, noi considerăm că războiul se încheie odată cu 1 decembrie 1918, cu triumful de la Alba Iulia. De ce avem 1919 pe aceste monumente? Pentru că pentru noi, așa cum de multe ori s-a întâmplat, războiul s-a prelungit. După cum știți, eram înconjurați de... Există o butadă celebră, că noi avem ca prieten doar Marea Neagră, dintre vecini. Eram înconjurați de puteri, sau în orice caz, de state revizioniste, da? Cam toate, după 1918 și momentul Alba Iulia, astfel încât în 1919, la frontiera noastră de nord-vest, avem o Ungarie revizionistă, condusă de Béla Kun, da? Republica Sfaturilor, cu o vădită tentă bolșevică, pentru că i-am amintit pe bolșevici, și care considera că poate relua Ardealul care se unise cu țara mamă. De aceea, românii, pentru că vorbeai de mentalitatea noastră împăciuitoare, la acel moment, fiindcă există o vorbă celebră, să fii atent la omul răbdător atunci când răbufnește, da? Răbdarea omului se termină și își aduce aminte tot ce a pățit de pe urma ta. Asta a fost și în cazul românilor și românii au trecut la contraofensivă. I-au alungat, Béla Kun a fugit cu trupele lui și românii au intrat, armatele române au intrat în Budapesta. În prima fază cu 400 de călăreți, după care cu grosul armatei și am defilat, ăla a fost momentul nostru de glorie în capitala Ungariei, în centrul capitalei, după care am stat 3 luni acolo și am asigurat ordine, am asigurat paza și foarte un fapt care merită notat este că am fost omenoși. Ziarele maghiare ale vremii notează faptul că românii, ok, s-au făcut anumite rechiziții, e normal pe timp de război, dar altfel soldații români au fost mult mai omenoși decât aveau să fie, de pildă, sovieticii cu noi în al doilea război mondial. Vom ajunge și acolo, da, pentru că am vorbit de Ardeal, vorbim și de voluntarii ardeleni care, asumându-și riscuri enorme, trec Carpații și se înrolează în armata română. Trebuie să spunem telespectatorilor că noi filmăm într-un studio din voluntari și eu nu mă simt foarte bine în studio ăsta și îi mulțumesc lui George, cel care asigură toate condițiile pentru această filmare. Ocazia cu care și pe tine și pe telespectatorii emisiunii City Break vă invit să urmărim o scurtă poveste a cetății voluntărești, așa cum s-a numit înainte orașul voluntar. Thank you.
de drum cum vreau român, cu sacul legat în spate cu armele în mâini. Istoria cetății voluntărești, voluntariul de astăzi, oraș prosper, ordonat după toate regulile urbanismului modern și care se încăpățânează să nu încetinească ritmul dezvoltării, a început cu o numărătoare modestă, cu 20 de case, o biserică și o mașină de trăierat. Locul se numea Tătărani și o mențiune clară despre vechea denumire a satului Pipera găsim în registrele anului 1901. 15 ani mai târziu, din care doi de înțeleaptă neutralitate, România hotărăște că nu poate sta în afara marelui război care cuprinsese lumea, cu tremurul din care, asemenea unor munți, se vor naște noi state naționale. Și mulți români transilvăneni au găsit de cuvință că nu pot sta deoparte atunci când bătuse ceasul nașterii României mari. Au trecut Carpații cu riscuri mari și s-au înrolat în armata română. Odată demobilizați, după victoria Antantei, la care aderaserăm și noi, mulți dintre voluntarii ardeleni, o parte invalizi de război, alții purtați doar în amintire de către văduvele lor, și-au găsit leagănul unui nou destin în ceea ce s-a numit Cetatea Voluntărească. Regele Ferdinand și-a ținut promisiunea făcută în tranșele de la Mărăși și Mărășești și le-a dat pământ. Și astfel Cetatea Voluntărească a devenit o mică Românie mare. Din 1968, voluntariul a apărut pe hartă ca cea mai mare comună din țară, iar în 2004 a devenit oraș, cel dintâi al Ilfovului, județ despre care se poate spune fără niciun dubiu că este cel mai prosper județ al țării. Ne întoarcem în platoul emisiunii City Break cu invitatul nostru de astăzi, istoricul și scriitorul Teodor Bornar, cu care facem o trecere în revistă a trupelor, a istoriei militare a poporului român. Părăsim Budapesta în momentul 1919 și de bine ce se terminase un război, numai ce se creează condițiile pentru cel de-al doilea război mondial. Cum se găsește România și cum se găsește armata română în momentul începerii cele de-a doua mari conflagrații? Din păcate, în pofida retoricii triumfaliste un pic și extrem de naționaliste din epoca lui Carol al II-lea, armata română nu era, cel puțin la momentul la care o va prelua ulterior mareșalul Antonescu, nu era în cele mai bune condiții. Știu că alocările de fonduri și înzestrarea armatei lăsau de dorit, dar și moralul nu era la cel mai bun nivel. Ceea ce explică, din păcate, și dezastrul și drama națională pe care o trăim în vara-toamna lui 1940. Deci după 10 ani de domnie și dictatură regală. Plecam în răsărit. Cruciada împotriva comunismului, spunea Antonescu. A fost o greșeală trecerea noastră peste Nistru? Între onoarea militară pe care a invocat-o Antonescu și cuvântul dat cu Hitler și interesul național pe termen lung, ce s-a întâmplat? Unde a fost derapajul? O mare greșeală a lui Antonescu este faptul că nu a semnat un tratat cu Reichul nazist prin care să se prevadă clar obligațiile și drepturile noastre ca și co-beligeranți. Dincolo de asta, dacă ar fi să îi dăm crezare istoricului Florin Constantiniu, plecat dintre noi, din păcate, nu aveam altă opțiune. Odată ce ne-am angajat la recuperarea Basarabiei și Bucovinei de Nord cu ajutorul germanilor, cu ajutorul naziștilor, nu puteam da înapoi pentru că foarte probabil forța ursului rus ar fi venit contra noastră și trebuia să creeze un tampon, trebuia să creeze o zonă în care să poți opera și asta s-a și întâmplat în prima fază. Așadar, o ofensivă justificată, din păcate, mergând mai departe și ajungând până în Caucaz, lucrurile au luat o turnură nefericită pentru noi și acolo au murit foarte, foarte mulți români, foarte mulți soldați. Eu mi-amintesc când eram copil, tot auzeam din partea bunicii mele, dinspre tată, invoca mereu foarte multe persoane și din familie și dintre prietenilor și auzeam mereu
care se duseseră și auzeam mereu cuvintele cotul Donului. Intrase așa o frică în români, apropo de această bătălie care a fost, pentru noi a fost dezastruoasă. Din cauza înzestrării precare, din cauza faptului că deși eram ostași foarte buni, la un moment dat mașinile superioare și numeric, dar și calitativ, poate uneori, ale inamicilor și-au spus cuvânt pe câmpul de luptă. Vedem și în ziua de azi. Ne apropiem și de cea de-a doua dimensiune a discuției noastre, ziua de 25 octombrie, pentru că invocam și ziua de naștere a regelui Mihai I. Și suntem într-un moment în care putem vorbi de regele Mihai I și de un rol pe care l-a jucat. Și spunem 23 august 1944. Momentul care se spune că a scurtat războiul cu 6 luni. Unii istorici străini îl pun pe același loc, la aceeași, să zicem, amploare cu debarcarea din Normandia aliaților. Un moment care, iată, ne-a redefinit istoria. Trebuie din nou să fim corecți, să spunem că în condițiile grele de atunci, rușii, nerecunoscându-ne drept cobeligeranți cu ei, după 23 august, pentru o perioadă a existat așa un moment suspendat în care nu s-a semnat armistițiu, vreo 3 săptămâni, astfel încât ne-au tratat ca inamici și unele estimări duc chiar până la 200.000 numărul soldaților români, care după 23 august au fost dezarmați și deportați, foarte mulți dintre ei în Siberia. Merge regalitatea pas cu pas lângă armată? A mers de foarte multe ori pentru noi. Invocai faptul că regele este șeful armatei, șeful suprem al armatei, și revin la cuvântul loialitate, care din păcate a fost refuzată lui Cuza la final, dar cu regii noștri a mers alături și armata întotdeauna a fost un element central al organizării noastre. Este o instituție respectată, este o instituție care ne dă siguranța de a trăi așa cum ne place nouă să trăim românilor. Și cred că este o instituție care se confundă de foarte multe ori cu ființa națională. Rămâne stabilit și cred că deja a devenit o cutumă că încrederea poporului român la orice, în orice moment pune pe primul loc armata și biserica. Cum vezi tu relația dintre armata română și biserica română? Este o relație de complementaritate. Avem pe de o parte spiritul și credința care ne-a dat mereu speranța că vom învinge răutățile istoriei. Și avem vitejia, avem arma, avem loialitatea față de neam, toate reprezentate de armată. O armată care, așa cum spuneai și tu, nu a fost tot timpul o armată profesionistă, foarte mulți țărani care i-au îngroșat rândurile, dar care în ziua de astăzi este una dintre, să spunem așa, mândriile României, mai ales în calitatea noastră de membrii NATO. Teodor Bornar, ce are de învățat sau are ceva de învățat România Republicană de la România Monarhiei Constituționale? Fără îndoială. Eu unul asociez regalitatea, pentru că avem pe de o parte oamenii care au mai și greșit, să nu facem confuzia, și avem simbolurile. Iar simbolul regal este un simbol al echilibrului, al nobleței, pentru că avem și în ziua de azi foarte mulți demnitarii statului român care confundă rostra parlamentului cu piața și o greșeală. Eu unul când mă gândesc la regii noștri, mă gândesc la oameni cu verticalitate, mă gândesc la oameni care au inspirat, mă gândesc la oameni care au dat un exemplu, chiar dacă au mai și greșit în viața lor personală. Și atunci, și chiar și cea de stat. Atunci, da, avem de învățat
faptul că autoritatea nu se contestă decât în cazuri excepționale și grave și că, de exemplu, trebuie să plece de sus și, de asemenea, că o figură regală, în cazul de față, ar trebui să fie un mediator, un arbitru între celelalte puteri, să le respecte, dar să intervină atunci când există derapaje în funcționarea lor. Ceea ce, iarăși, din păcate, la nivelul statului român, la vârful statului român, uneori vedem că nu se întâmplă. Și aș mai spune ceva. Portretele regilor României sunt întotdeauna în uniformă militară. Observație foarte bună. Avem câteva fotografii celebre în sensul acesta. Avem chiar o fotografie care ilustrează o carte de istorie a unui istoric străin, Keith Hitchens, dedicată României și avem acolo într-o singură ipostază pe trei conducători ai noștri, principele Ferdinand la acel moment, regele Carol I și nepotul său ulterior Carol al II-lea. Toți îmbrăcați, de câte mă aduc aminte, militar. Tudor Bunar, am început cu un poet, invocarea unui poet, și mi-ai spus că vrei să încheiem în aceeași notă. Da, dacă îmi permiteți și îmi cer scuze că de regulă încerc așa o mică tresărire când văd oamenii în platou de filmare cu telefoane, nu-mi place treaba asta, dar acum pentru conveniență a fost mai ușor. Aș vrea să închei cu câteva versuri din Adrian Păunescu, o carte din 1989 care se numește Sunt un om liber, iar poezia se numește Bocet pentru Ion cel fără de mormânt. E o mare discuție zilele astea cu pensiile militarilor, dar ce vreau să spun este că eroii, din păcate, nu au pensie și ei ar merita pensii speciale. Ca țara să nu-ți moară, tu liniștit ai frânt și tot colinzi prin țară, Ion fără mormânt. Așa a fost destinul tău, să mori precum te-ai născut, ca un erou necunoscut într-un mormânt necunoscut. Ioane fără de mormânt, te plâng și te îngân, că tu ai fost și eu mai sunt, Ion soldat român. Dar unde e mormântul tău în care râu sau deal, te bat părerile de rău soldat și general? În fața morții neclintit, n-aveai ce o ruga, ai lăcrimat și ai zâmbit, ca și la nunta ta. Dușmanii tăi și azi se tem de îngrozitoarea zi când vom ieși de sub blestem și te vom regăsi. Ioane fără de mormânt, cuvânt fără coperți, din locul tragic unde te-au frânt, încearcă să ne ierți. Așa a fost, va fi mereu, te căutăm cu dor, Ion ești tu, Ion sunt eu, Ion e un popor. Adrian Păunescu. Mulțumesc foarte mult, Teodor Bunar, pentru întâlnirea de astăzi. Iar pe dumneavoastră vă invit să ne însoțiți pe mine și pe colegul meu Bogdan Acatiunec într-o scurtă călătorie pe care am făcut-o la Curtea de Argeș și la Sinaia și împreună să coborâm în două gări regale. În orice campanie militară din secolul 20 întâlnim un ordin standard, universal valabil. Ocupați gările. Gara înseamnă un punct strategic de importanță capitală. Înseamnă transport de oameni, de materiale și, la nevoie, de armament. Pe timp de pace, gara este un nod principal de infrastructură. În perioada monarhică a istoriei noastre, gara înseamnă dezvoltare, alinierea țării la nivelul european. Înseamnă prestigiu. City Break vă invită să parcurgem câteva pagini din istoria gărilor regale Curtea de Argeș și Sinaia. Gara din Curtea de Argeș și-a câștigat atributul de gară regală, deoarece toți regii României înmormântați aici au fost aduși cu trenul. Chiar dacă în ziua de azi nu prea ne mai înghesuim să folosim șina ferată, trebuie să recunoaștem că trenul și-a păstrat în continuare o solemnitate a lui. Și Regina Maria a fost adusă tot cu trenul din Germania, foarte bolnavă fiind, și-a exprimat ultima mare dorință a sa, aceea de a se stinge în țara ei. Din Germania cu trenul, asta după ce îl refuzease categoric pe Hitler, care îi pusese la dispoziție un avion. Nu știm sigur dacă nu cumva, regina care ne-a adus România Mare nu și-a dat ultima suflare în acel tren. Oricum, stația terminus pentru Regina Maria, Curtea de Argeș.
Calea ferată Pitești-Curtea de Argeș a fost inaugurată în anul 1898, regele Carol I asigurându-se personal de ritmul, dar și de calitatea lucrărilor. Gara din Curtea de Argeș a fost la vremea ei o bijuterie a arhitecturii. Chiar și în ziua de astăzi putem remarca o simbioză a trei stiluri arhitecturale diferite. Bizantin, roman, dar și clasic românesc. Toate trei îmbinate armonios de viziunea arhitectului italian Giulio Mani. De aici vă propun să ne continuăm drumul spre Necropola Regală. În locul în care ne aflăm, pe o rază de mai puțin de un kilometru, se află o parte însemnată din istoria României. Biserica domnească ne amintește de Basarab I, de fiul acestuia, Nicolae Alexandru, și de nepotul lui, Vlaicu Vodă. Nu departe de aici, deși lăsată în paragină, se află capela doamnei Clara, un personaj care ne amintește de epoca în care ortodoxia a triumfat în fața presiunilor maghiare care ne invitau la catolicism. Iar spectaculoasa actitoria lui Nagoe Basarab, mănăstirea Curtea de Argeș, întărește convingerea pe care ne-a lăsat-o Nicolae Iorga că Bizanțul a trăit în țările române multă vreme după ce a căzut sub iataganul lui Mahomed al II-lea. Regii Carol I cel Loial și Ferdinand Întregitorul, reginele Elisabeta și Maria, toți aceștia și-au găsit odihna veșnică în catedrala Curtea de Argeș, care a devenit și necropolă regală. Tot aici, în clădirea noii necropole, a fost depusă în anul 2016 regina Ana, urmând ca un an mai târziu, în anul 2017, să fie depus și regele Mihai I. Tot în această clădire, în anul 2003, au fost aduse și rămășițele pământești ale regelui Carol al II-lea, care își pierduse viața cu 50 de ani în urmă la Lisabona. Aici, în clădirea noii necropole, dar fără să mai fie nevoie să îi se ceară acordul lui Carol al II-lea, au fost aduse de la Lozan rămășițele pământești ale reginei Elena, soția lui Carol al II-lea și mama regelui Mihai I. De aici, cu tot respectul cuvenit, nu putem să nu observăm că nu întotdeauna somnul de veci îți aduce neapărat și odihna veșnică. Știm cu toții cât de rece au fost relațiile dintre Carol al II-lea și regina Elena. Suntem la Sinaia, locul cel mai legat de casa regală și locul care a avut trei gări regale de-a lungul istoriei monarhice a țării noastre. În anul 1879, regele Carol I a ridicat prima gară regală din Sinaia, la un an după obținerea independenței. Însuși acest loc a fost recunoscut ca un simbol al independenței românești. În anul 1911, edificiul a fost demolat, iar în locul acestuia a fost ridicată cea de-a doua gară regală din Sinaia. În intervalul 1938-1940, regele Carol al II-lea și-a dorit să aibă și el propria lui gară, pe care a construit-o și a lipit-o de cea a primului nostru rege. Acesta și-a dorit ca orice călător care vine de la București să vadă mai întâi gara sa. La o primă vedere obiectivă, Sinaia, locul unde Carol I hotărâse să construiască și emblematicul său castel Peleșul, apare la marginea țării sale. Dar viziunea regelui avansa și proiectul aducerii Transilvaniei lângă Muntenia și Moldova. Și cum viziunea lui Carol I a fost împlinită de către urmașul său la tron, Ferdinand, Sinaia apare exact pe locul în care fusese sortit, adică în mijlocul României. Odată câștigată independența de sub lunga suzeranitate otomană, Carol I se grăbește să construiască prima cale ferată transcarpatică ce lega capitala de Sinaia. Ea a fost inaugurată în iunie 1879, cu ceva luni înainte ca gara să fie gata. Un tren de plăcere, cum se spunea pe atunci, a adus lumea bună a Bucureștilor până la Câmpina, de unde zeci de trăsuri au transportat bucureștenii de vază la sărbările galante de la Sinaia.
cu flori și cupe de șampanie, a intrat în istorie Gara Sinaia, una dintre cele mai frumoase gări din România. Flori la inaugurare, flori din păcate și la doliu. În anul 1933 s-a scris cu sânge o pagină a istoriei gării din Sinaia. Premierul liberal Gheorghe Duca a fost asasinat chiar pe peronul acestei gări de un comando legionar. 5 gloanțe au fost trase în capul lui Ghighe Duca. Ghighe Duca fusese convocat la Peleș de către Carol al II-lea pentru a se discuta demiterea guvernatorului de atunci al Băncii Naționale. Șeful executivului nu agrea ideea de gardă de corp, era un personaj extrem de modest și de popular. A venit la Sinaia cu trenul cu clasa a treia. În același tren călătoreau și viitorii lui asasini. După asasinat, asupra lui Ghighe Duca s-au găsit un bilet de tren de clasa a treia, cum spuneam, modesta sumă de 80 de lei, iar cămașa era un pic cârpită la umăr, de unde se vede că bogăția oamenilor mari cu adevărat nu se măsoară în lux și opulență. Pentru că săptămâna aceasta avem o ediție specială a emisiunii City Break și celebrăm atât ziua armatei, cât și ziua de naștere a regelui Mihai I, vă propun să ne amintim și câteva filme istorice românești. Dacă tot am vorbit despre gări și călătorii cu trenul, haideți să ne imaginăm ce am putea face practic într-o călătorie cu trenul de la București la Sinaia. Am putea butona telefonul, bineînțeles, sau mai bine citim o carte. Și pentru că astăzi am celebrat ziua de 25 octombrie, ziua armatei, dar și ziua de naștere a regelui Mihai I, cărțile pe care vi le oferim la concurs sunt legate de tema noastră. Editura Integral vă pune și în această săptămână la dispoziție trei titluri interesante. Mihai I, un veac de singurătate în slujba unei românii suferinde, Mihai I, amurg regal și, nu în ultimul rând, ce a pierdut și ce a câștigat România în perioada 1877-1918. În cadrul concursului nostru, după cum bine știți deja, nu trebuie decât să trimiteți un mesaj text sau audio pe WhatsApp la numărul de telefon 0786-840-181 pentru a avea șansa să câștigați aceste titluri. Vă mulțumim frumos, sunt Bogdana Catrinei, iar aceasta a fost ediția noastră City Break din Gările Regale. Sunt Dan Cojocaru, Armatei Române, respect!